Este oficial. A fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern prin care sala sporturilor din Deva trece de la Ministerul Sportului în patrimoniul municipiului Deva. Primăria Deva are planuri mari pentru complexul sportiv, mai ales în contextul în care sala sporturilor nu a mai fost renovată de foarte mulți ani și are nevoie de investiții. Suntem între primele municipii reședințe de județ care au reușit să transfere patrimoniul sălii sporturilor de la Ministerul Sportului către municipalitate, către primăria municipiului Deva. Este o sală care nu a mai fost renovată de foarte mulți ani. După cum observați, se impun destul de multe investiții. Din păcate, până acum nu au fost bani suficienți la Ministerul Sportului pentru a face renovările care se impuneau. Iată că prin această preluare de către Primăria Municipiului Deva a sălii sporturilor putem pentru anul viitor, bugetul pe 2023, să facem toate investițiile necesare. Primăria Deva anunță că în următoarea perioadă se va face o inventariere a problemelor care vor trebui rezolvate la sala sporturilor. În bugetul pe anul 2023 al Municipiului Deva vor fi incluși banii necesari pentru toate reparațiile de care este nevoie. Sistemul de iluminat cred că este vechi de vreo 25-30 de ani. Ca urgență, în regim de urgență, vom schimba întreg sistemul de iluminat pe corpuri cu LED. De asemenea, vom înlocui sistemul de încălzire în așa fel încât copiii și juniorii și sportivii să poată să desfășoare și antrenamentele și meciurile oficiale în condiții cât mai bune. Se impun și alte reparații. Vom face o inventariere în următoarele săptămâni cu problemele care vor trebui rezolvate la sala sporturilor și în luna ianuarie, când vom aproba bugetul pe anul 2023, vom include sumele necesare de bani pentru a face aceste reparații. Astfel, copiii, juniorii, sportivii vor putea să se antreneze în sală și să participe la competiții oficiale în condiții mai bune. Primăria are în subordine Clubul Sportiv Municipal Deva, unde toți copiii din cadrul clubului își vor putea desfășura antrenamentele la sala sporturilor. Este o mare bucurie și satisfacție pentru mine ca primar că am reușit această performanță să transferăm sala sportului la municipiul Deva, la municipalitate, pentru că, după cum știți, am înființat Clubul Sportiv Municipal Deva, care are mai multe secții, secția de handbal, de basket, de volei, de fotbal, de tenis de câmp și urmează în perioada următoare să omologăm și alte secții în cadrul CSM-ului. Pun un accent deosebit pe creșterea numărului de grupe de copii și juniori. La secția de fotbal avem aproape 400 de copii deveni legitimați pe CSM. Avem în jur de 40 de fetițe, fete de la 8 până la 14 ani legitimate la secția de handbal. Urmează ca până în luna ianuarie să avem peste 100 de copii legitimați la secția de basket și practic toți acești copii din cadrul secțiilor CSM-ului își vor putea face antrenamentele în sala sporturilor. Mai mult decât atât, primăria va închiria sala pe sume modice de venilor care doresc să facă mișcare și să joace fotbal în sală.